Pelerinii sunt așteptați joi 5 aprilie 2018 la ora 16 la procesiunea Drumul Crucii, care va fi organizată la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Mai întâi se va săvârși de la ora 14 denia celor 12 evanghelii de către un sobor de preoți. Pelerinajul va debuta la poarta Bucuria Crucii, iar slujba, alcătuită special de către Preasfințitul Părinte Calinic Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va cuprinde 14 citiri din Sfânta Evanghelie. Atât preoții cât și credincioșii vor intona cântările specifice săptămânii patimilor și apoi vor rememora astfel drumul pe care Mântuitorul Hristos l-a parcurs spre dealul Golgota din Ierusalim. În Sfânta noastră mănăstire, an de an, cu multă evlavie, oftea Sfinte noastre mănăstiri, credincioșii care vor fi de față la slujba din 12 Evanghelie, vom cobori la baza dealului, unde de altfel avem și drumul crucii, în amintirea Domnului nostru Iisus Hristos, ducând de bunăvoie spre patimă crucea și tot ce a suferit pentru noi păcătoși. Vom face drumul crucii, vom citi câte o sfântă evanghelie la fiecare cruce, la cele 14 cruci, vom rosti o ecrenie, apoi ajungând în vârful dealului la 14-a cruce, vom reveni în Sfânta Mănăstire și vom mulțumi Maicii Domnului Sfintei Icoane Făcătoare Mâini pentru darul revărsat și binecuvântarea Domnului asupra atât a Sfintei noastre mănăstirea oftii, cât și a credincioșilor care vin cu multă evlavie an de an la procesiunea drumului crucii. După ultima oprire, preoții și credincioșii vor reveni în incinta mănăstirii pentru a se închina la icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului și la raclele ce adăpostesc fragmente din moaștele mai multor sfinți ai Bisericii Ortodoxe.